acum puțin. La camera noastră cine dă domnul? Care? La cea mică. Am dat-o. Așadar, iată-ne, dragilor, la treabă. Nu mai este Adi, să zic eu, bună dimineața și bine ne întâlnim cu Prof. Online. O spun eu, bună dimineața și bine ne întâlnim cu Prof. Online, da? Prof. Online și... Spuneam și altă dată, în timp ce alți copii la vremea asta stau, lenevesc, dorm sau știu ce, iată-ne că voi, iată că voi alergați de la Bacău. Așa spuneam, se întâmplă ceva aici în Bacău, se întâmplă ceva în România și sperăm ca îndată cineva să vadă că chiar noi facem niște lucruri frumoase. Voi v-ați propus să scăpați de mediocritate. Este extraordinar. Nu mai vrem mediocritate, ci vrem performanță. Vrem să reușim în viață. Așadar, astăzi vom discuta despre mulțimea numărelor raționale. Da? Mulțimea numărelor raționale. Notată cu Q. Așa notăm mulțimea numărelor raționale. Deci este vorba de o mulțime mai amplă decât mulțimea numărelor naturale și chiar întregi. Că noi putem vorbi chiar de mulțimea numărelor întregi. Adică, mai precis, haideți să o luăm ușor. Prima mulțime cu care v-ați întâlnit și ați operat încă din clasele 1-4 a fost mulțimea numărelor naturale, da? Mulțimea numerelor naturale. Deci, mulțimea numerelor naturale notată cu N, dar ea e valabil să urmărești și tu. Mulțimea numerelor naturale, mama te-a atenționat, formată din elementele 0, 1, 2 și mai departe. 0, 1, 2, puncte, puncte. Ei bine, mai notăm cu N steluță, fiind mulțimea numărelor naturale, așa, el mai puțin 0. Așa este mulțimea numărelor naturale, așa cum am vorbit. Despre mulțimea numărelor naturale și lucru în 1-4, v-ați familiarizat, știi cu toții. Ne-am lovit tot timpul mulțimea numărelor naturale de o situație dificilă. Învățătoarea spune că 3 minus 2 se poate. Face 1. Dacă 2 minus 3 nu se poate. Și ce păcat că să rămânem cu acesta nu se poate până în clasa 6. Abia în clasa 6, la sfârșit acum, voi ați descoperit că se poate. Am zis, ce am zis? 2 minus 3 este egal? Minus 1. Minus 1. Bravo, Adalia. Deci în clasa 4 ai trecut acum? Da. Și iată că noi am mai avut discuția asta și tu ai înțeles foarte bine. Ai 2 lei în buzunar și trebuie să cumperi ceva de 3 lei. Te-ai dus la chioșc, acolo la școală la tine și nu ai decât varianta să te împrumuți la ceva. Da? Ca să dai 3 lei. Și te împrumuți, rămâi datoare cu un leu. Așadar, 2 minus 3 în limbajul nou și bine ar fi ca învățătoarea și sistemul de învățământ să accepte acest lucru, este egal cu minus 1. Da? Este minus 1. Adică am rămas datoare cu un leu. A doua zi, urmează să-l duc. Ei, mulțimea numărelor naturale, oamenii au simțit nevoia să exemplifice. Să poată vizualiza într-un mod anume mulțimea numărelor naturale. Și atunci am gândit așa. Hai să luăm o dreaptă. Uitați așa o dreaptă. Undeva să-l fixăm pe 0. Luăm un segment, o unitate de măsură, să zicem segmentul ăsta. Și acum, pentru a-l fixa pe 1, mergem, luăm un pic mai mare, da? Pentru a-l fixa pe 1, înseamnă că un segmentul ăsta aici. Și atât aici este 1. Încă o dată, două segmente, și simbolizăm că avem două segmente cu simbolul 2, 3, și așa mai departe, puncte, puncte.
Dar pe partea asta mi-a rămas neacoperită. Nu ne-am lăsat deloc. Și atunci, aici o să pun părerea negativă. Deci în partea asta repunem părerea pozitive. 1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, și așa mai departe. Și aici o să punem pe cele negative. Da? Negative. Deci, minus 1 va fi poziționat pe aici undeva, minus 1, apoi minus 2, apoi minus 3, și așa mai departe. Dacă învățătoarea nu înțelege, sau învățătoarea nu înțelege că putem de timpuriu introduce mulțimea numerelor întregi, nu ați mai avea acum șocul ăsta, mă amintiți, când s-au introdus numerele întregi, plus cu minus, minus cu plus, ce minune, ce tărăboi mare mintea voastră, ce... De unde înveți mecanic? Plus cu minus, să faci atâta, nu știu ce. Dar dacă de mic le exersăm, atunci treaba merge foarte bine. Deci, copii, aici avem mulțimea numerelor naturale, iar o mulțime și mai mare decât mulțimea naturală, care se le cuprinde și pe aceasta, adică atât negative cât și pozitive, este mulțimea numerelor întregi. Deci, a doua mulțime pe care o facem, este mulțimea numerelor întregi. Mulțimea numerelor întregi. De fapt, o extindem pe cea numere naturală. Mai adăugăm încă ceva. Mai adăugăm și pe cele negative. Practic, din momentul în care noi nu ne putem descurca cu scăderea de aici, simțim nevoia să extindem mulțimea. Și atunci, noua mulțime notată cu Z, da? Noua mulțime notată cu Z, e formată din elementele. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe. Deci este o mulțime care o cuprinde pe cealaltă. În ce relație s-ar afla mulțimea numerelor naturale cu mulțimea numerelor întregi? Că am vorbit de mulțime. În ce relație s-ar afla mulțimea numerelor naturale în raport cu mulțimea numerelor întregi? Este inclusă sau nu? Este inclusă. Sigur că da, relația de incluziune. Da. Deci, relația pe care o avem este asta, că, hai să-l scriu aici, N, mulțimea numerelor naturale, este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Deci, o cuprinde pe mulțimea numerelor întregi, da? Mulțimea numerelor naturale se vede că este, de aici încolo este, uitați-vă. Asta este mulțimea numerelor naturale. Deci, o cuprinde și pe mulțimea numerelor întregi, o cuprinde și pe mulțimea numerelor naturale. De ce spun că e inclus în Z? Dar, de multe ori în practică, am sesizat că nu e suficient să lucrăm cu unități de măsură numai întregi. Bunoară. Uneori sunt nevoie să-ți vorbesc de o jumătate de pâine. Sau jumătate de kilogram de mere. Ei, deci avem nevoie și de alte unități de măsură, nu numai numerele acestea, 0, 1, 2, 3, nu mai simbolurile acestea, sau minus 1, minus 2, ci am nevoie și de jumătate. Ei, 1 pe 2, aici îl lăsăm copii, da? 1 pe 2. Iată că apare, adică jumătate din unitate, jumătate din întreg. Apare nevoia, indiscutabil, să vorbim și de numere raționale. Adică fracțiile. 1 pe 2, o pătrime. Ce înseamnă o pătrime? Întregul împărțim în 4 și doar luăm una. Deci, o altă mulțime despre care acum ne-am propus ca să vorbim, mulțimea numerelor raționale sau mulțimea fracțiilor. Da? Deci mulțimea numerelor raționale. Mulțimea numerelor raționale sau mulțimea fracțiilor. Ea este notată cu Q și formată din toate fracțiile de tipul M pe N, da? De tipul M pe N, cu observația că M și M ăsta două, sunt niște numere întregi. Da? M și M sunt numere întregi. Și că o observație, ce nimeni spune, când vorbesc de fracție,
Încă o observație care trebuie să o avem în vedere. Și nu diferit de zero. Exact. Nu e diferit de zero pentru că împărțirea la zero nu are rost. Copii, din clipa asta, voi și toți cei care ne-au urmărit, literă de lege. Nu poți să împarți o pâine la nimeni. Deci nu se pune problema asta. De aceea, neapărat, nu diferit de zero. Deci de aceea, nu diferit de zero. Deci ori de câte ori vedeți o fracție, nu stați pe gânduri, trebuie să puneți... Poți să împart nimic la... Da, că tot nimic îi dai. Deci nimic la 3, îi dai nimic. La 3, la 7, tot nimic îi dai. Deci zero, împărțirea ceva se face, da? Zero supra 2 egal cu 0. Dar 2 supra 0, opa, n-am ce spune aici. Nu pot da niciun răspuns. Nu se poate. De aceea nu trebuie să se întâmple chestia asta. Și ori de câte ori avem de-a face cu o fracție, trebuie să ne asigurăm că acolo jos nu este 0. Bun, dacă vedeți numărul următor. Tie fracția F1, hai să zic așa, 7x plus 1 supra x minus 2. Ca să vorbiți de fracția asta, ce trebuie să se întâmple? Să scădem un x. Nu, nu s-o rezolvi, mami. Condițiile de care vă spuneam un profesor. Deci ca să existe fracția asta, x minus 2 trebuie diferit. Deci există, există F1 fracția asta, dată și mai dată. X trebuie să fie mai mare sau egal cu 2. De ce mai mare? Pentru că dacă ar fi 1 minus 2... Este bine că 1 minus 2 face negativ acum, face minus 1. X minus 2 diferit de 0, ce vă ziceam? Asta, x minus 2. Vezi ce se întâmplă? Este chiar unicat, în sensul adevărat. Părinții, iată mama lui Miruna, Mihaela, vine în fiecare zi, urmărește în fiecare zi, trăiește lecția pur și simplu, alături de fica, fiicele sale, că este cealaltă. Deci, în afară de faptul că își amintește o serie de lucruri, dar ce trăiește? Vrea să sprijine. Asta fac părinții. Deci este vorba de un interes maxim. Părinții vor neapărat să sprijine copiii. Da? Așa este. F există, dar să mai dacă X diferit de 2. N-are voie să fie x-ul 2. Că dacă punem 2, 2 minus 2 face 0 și împărțirea la 0 nu are rost. Deci, indiferent ce x am pune noi, are rost să vorbesc, nu? Dar fără 2. De aceea, când vedem fracție, ochiul fuge repede și ne ducem repede spre condiția respectivă. Bun. Când am vorbit de mulțimea naturală, am spus așa. Că probabil, nu, pentru a introduce simbolurile acestea, 0, 1, 2, 3, 4 și mai departe până la 9, aceste 10 cifre au fost introduse, simbolurile acestea, datorită nevoii acelea practice. Când spuneam eu, oierii sunt cu turmele lor, au vrut să compare, când am vorbit de sistem de numerație, să compare turma lui și cu turma celălalt. Și au fost grupe, da? Uh-huh. Și la împărțirea la 10, resturile sunt 0, 1, 2, 3 până la 9. Da? Ei bine, mai departe, simt nevoia să încep să reprezint o fracție, aș vrea să o reprezint pe 1 pe 2. 1 pe 2, cât înseamnă, de fapt? 1 pe 2 înseamnă, Daria, jumătatea întregului, nu? Da? 1 pe 2 înseamnă jumătatea întregului, adică întregul împarte în două. Ei, hai să facem împărțirea asta, Daria. Cât ar da? Cine știe? 1 împărțit la 2. 0,5. Dă 0,5. Adică nu știe să facă împărțirea cu 10 mare. Nu fi tristă. Eu am pus așa întrebarea și până mi-am dat seama că tu nu ai cum să răspund. Deci 1 împărțit la 2 fac 0,5. Adică pentru tine, Daria, și pentru ceilalți, înseamnă așa. Unu, tu știi, 10 împărțit la 2 egal cu 5. Dar 1 împărțit la 2 nu se poate. Așa spui, da? 1 împărțit la 2 nu se poate. De aceea punem 0. Dar cum împărțit la 2 e 0? Da? Deci 1 împărțit la
0 și fiindcă vrem să mai adăugăm un 0. O cifră, punem pe 0, punem virgulă aici. 10. Și acum 10 împărțit la 2 face 5. Așadar, 1 împărțit la 2, 1 împărțit, deci, hai să le iau încă o dată, 1 împărțit la 2 între 0, punem 0. Încă o cifră, 10, și 10 împărțit la 2 face 5, și atunci, 5 ori 2, 10, cum știi tu, bine, Daria, și nimic, nimic, da? 0,5. Insist. Putem reprezenta fracția, putem reprezenta fracția în două moduri. O variantă este să o lăsăm așa sub formă de fracții sau să o gândim sub formă de zecimale. E de parcă, de parcă unitatea asta de aici la 0 la 1 ar fi fost împărțită în 10 și noi luăm 5. Da? Deci vreau să insist acum pe ceea ce înseamnă reprezentarea numele zecimale. Haideți să iau fracția de aici, să iau reprezentarea. Să zicem că aici este 0, aici este 1. Și atunci să împărțim spațiul ăsta în 10 bucăți. Deci, mai întâi îl dau în 2. Și iarăși, aici am 5 de seamă aici, 1, 2, 3, 4, 5. Da? 1, 2, 3, 4, 5. Am creat cât că 10 spații, să vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Voi puteți împărți în mod egal. Și din cele 10 intervale, luăm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ăsta înseamnă 0,5. Ori punem 1 pe 2, jumătatea lui 1, ori punem 0,5. Da? 0,5. Deci ori 1 pe 2, ori 0,5. Adică am împărțit tot întregul 10 și am luat 5 segmente de cele micuți. Da? Ia să vedem ce ar însemna 0,25. Hai să împărțim 1 împărțit la 4, pentru cei mari, cât face 1 împărțit la 4? 0,25. 0,25. Adică 1, 4 nu, nu se poate, merge de 0 părți. Da? Deci dacă facem împărțirea, să o vedem, 1 împărțit la 4 este egal cu 4 nu, nu de 0. Punem un 10. Da? Punem un 0. Punem de desubt. 1. Am pus virgula și covor. Ca și cum ar fi aici. Ca și cum ar fi, după 1 ar fi virgulă, da? Și face 10. 4 în 10 merge de 2 ori, doar 4, 8. Iată 2. Mai adăugăm un 0. 4 în 20 de 5 ori. 0,25 copii înseamnă așa. Împărțim pe ăsta în 10. Da? În 10. Și luăm câte segmente? Doar 2. 20. Da? Asta înseamnă zecimile. 20. Iar pe a treia, pe a treia o surprindem de desubt. O mărim. O mărim ca să putem să o împărțim în 10, că dacă aș împărți eu în 10 cu care eu ca, nu s-ar mai vedea nimic. Deci, pe a treia zecime, asta de pe locul 3, o împarte în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și din cele 10 zecimi, da? Din a treia, luăm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Asta ar însemna 0,25. Deci, voi ați înțeles că pe a treia am împărțit-o în 10 și am luat 5 din ea. Deci 0,25 înseamnă 25 de sutimi. De parcă aș împărți-o pe tot întregul ăsta într-o sută. Că dacă pe fiecare în parte în câte? Pe fiecare în 10, în 10, în 10. De fapt fac câte? Fac 100 de segmente de acestea. De astea micuțe. 100 și eu iau 25. Adică iau 20
și mai au 5 din cealaltă. Din a treia zecime pe care am împărțit-o în... în cât am împărțit-o? Tot în 10. Dar dacă mă gândesc la o optime. Știți cât face o optime? O optime... 0, hai să împărțim pe 1 la 8. Miruna, ajută-mă, te rog. 1 împărțit la 8. Egal cu? 0. De 0 ori. Deci, noi închipim că am avea multe 0 ori, da? Virgulă, da? 1,00. Și acum merge ca 8 în 10. Merge o dată. 1 ori 8. 8. 8 din 10, 2. Coborâm încă un 0. 8 în 20. Merge de câte ori? De 2 ori. 2 ori 8, 16. 4. 40. 8 în 40 de 5 ori. Face 0,125. Deci, 1 pe 8 face 0,125. Aș vrea, Anca, să-mi explici cam ce înțelegi tu prin 0,125. 0,125. O optime. O optime, corect, ca fracție. O optime, dar în zecimale. Deci întregul, tot întregul este împărțit în mai întâi în câte? În 10, da? Și câte zecimale, câte zecimale luăm? Din cele 10 luăm? Una. O singură zecimale. Din a doua, adică cea de pe locul 2, pe asta câte o împărțim la rândul ei? Tot în 10. Și eu luăm câte? Două. Două, da? Din aceea. Și iar din a treia de aici... Împărțim în 10 și luăm 5. Și luăm 5. Deci, vezi? De parcă aș împărțit-o tot întreg într-o mie, într-o mie, și nu am 125. Da? Insist. Trebuie să înțelegeți bine mecanismul ăsta. De reprezentare a numerelor în două variante. Deci un număr poate fi reprezentat, un număr rațional, poate fi reprezentat în două variante. Ori îl lăsăm sub formă de fracții, ori îl vedem ca număr zecimal. Da? Ori sub formă de fracții, ori ca număr zecimal. Două posibilități avem. Când vedeți sub formă de zecimal, imediat vă dați seama că aici sunt zecimi, sutimi și mii. Deci, ori luăm o singură zecime, din a doua zecime luăm doar două, da? Ca și întrebări ar fost 100, luăm două sutimi, și din a treia zecimală, de după 2, zecimea aceea împărțim în câte în 10 și luăm 5. Deci, în scara asta care am făcut-o aici, m-am dus numai până unde m-am dus. Numai până la 10. Dar acum ar trebui să iau și sutimi. Asta înseamnă că pe asta, pe a treia, ar trebui să o împart în câte? În 10, la rândul. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să vedem dacă avem intervalul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, încă una, 10. Și luăm din asta, din a treia reprezentare, 5. Da? Ce înțelegi tu, Anca, te rog să-mi spui, prin 3,14? 3,14. Avem 3. 3 întregi. Deci 1, 2, 3. Și din al patrulea, întreg. Ce faci din al patrulea? Îl împărțim în 10 și luăm 1. O singură zecime. Și din a doua zecime. O împărțim în 10 și luăm 4. 4. Da? Asta trebuie să înțelegi. Deci, prin 3,14 înțelegi că sunt 3 întregi și o zecime, iar în a doua împărțim în 10 și luăm 4. Ce înțelegi tu, Miruna, prin 2,015? 2 întregi. Da. Și
zero, adică prima... Prima zecime, o împarți în 10 și iei din ea... 15, adică... Nu, împarți în 10, nu poți să iei 15 din 10. Iei pe prima zecimală, iar prima zecime, din zecime, adică ar veni prima sutime cum ar veni, și pe aceea a doua, împarți în... Iar în 10 și iei câte? Și iei doar 5. Deci sunt 15 minim, dacă vrei să spui așa. Da? Sunt 15 minim. Ca și cum întregul ar fi fost împărțit tot întregul în 1000 de bucăți și tu iei pe cele 15. Ce înțelegi tot tu, Anca, te minunat să spui de 3,0013. 13 ce? Deci prima e 0, adică luăm prima elementul marginii. Da, primul segment, acolo micuț, din zecimea aceea. Apoi iarăși 0, iarăși primul join. Deci o parți pe aceea 10 și nu e tot la prima numai. 10 părți la... Acum avem o liniuță, prima liniuță la 1, iar 3, 10 părți. De ce sunt aici? Dacă vrei să citești, 13 ce? 13 mili... Cum? Păi dacă aici au fost miimi, după mii vin 10 mii, 10 de mii, nu? Deci 15... 13 zecimi de mii. Zecimi de mii, da? Deci la numărare. 10, sute, mii... 10 de mii. Și acum zicem 10 de mii, da? Da. Anca, te rog să-mi vorbești despre 2,7103. 2 întregi. Da. Iar pe al treilea. Al treilea întreg. Al treilea îl împărțim în 10 și luăm 7. Da. După aia la... A 8-a umble acum la 8-a, că 7 le-ai luat. A 8-a zecime. Îl împărțim în 10 și luăm pe 1. Da, pe prima. Iar din a doua, din a doua... împărțim iarăși în 10 și pe ei 0, deci nu mai e nimic. Da. Că nu e la a doua și iarăși o împarți în 10, pe prima de acolo și ei 3. 3. Deci cât ar înseamnă acolo? 2, mii, 103, zecimi de mii. Deci, 2,7 mii, 103, zecimi de mii. Mai există acasă și o să vă înțelegeți. Eu am vrut atât să cu mintea voastră, să ajungeți la ideea aceea că ușor, ușor umplem, parcă vrem să umplem spațiul. Da? Parcă vrem să umplem spațiul la 0 la 1, avem foarte multe numere fracționare. Eu pot să spun de la 0 la 1, știți care, uitați, 0, 1, 2, 0, 7, 9, 3, 4. Ăsta este un număr de la 0 până la 1. Da? Este un număr de la 0 până la 1. Pentru că e 0 întregi. De dincolo de 0 întregi. Dacă ar fost 1, de la 1 încolo, pe al doilea îl reprezentă. El are foarte multe zecimale, dar este totuși un număr finit. Da? E un număr finit, ăsta. El este rezultatul unei fracții. Ați putea să-mi spuneți care este fracția. Iată, 0,5 este 1 pe 2. Ei bine, 1 pe 2 ăsta este surprins ca fiind 10, este 5 pe 10. Că 5 împărțit la 10 se simplifică fracția, nu? Și face 1 pe 2. Adică, cu ocazia asta, am văzut că am mutat virgula la dreapta. Nu? Peste câte cifre? Peste o singură cifră. Și am împărțit la 10. Ce am spus noi? Întregul împărțim în 10 și luăm 5. Da?
Deci este exact ceea ce am spus mai devreme. În final, aici, Anca, sau să mai insist aici. Te rog, la 1 pe 8, cum mai putem scrie pe 1 pe 8? Văzând exprimarea asta sub formă decimală. 0 întregi se vede. Deci deodată, ce să punem? 125 supra 1000. Deci scrim 125, Anca, supra 1000. Deci, practic, am mutat virgula la dreapta. Am înmulțit și am împărțit cu 1000, măi, fetele. Când înmulțesc și împart cu 1000, la înmulțirea cu 1000 m-am dus la dreapta peste 3 cifre și am împărțit la 1000. Da? Și acum este același lucru. Și dacă simplificăm, prin cât putem simplifica? Prin 25. Prin 25, încă o dată prin 5, prin 125. În final le dă 1 pe 8. Da? Deci vedeți, de la numărul decimal pot ajunge la fracții și la fracții ajung la număr decimal. Așa încât există o legătură perfectă între mulțimea numerelor. Deci, numerele reprezentate în două variante. Sub formă de fracții, numere raționale, sub formă de fracții și sub formă de sub formă de numere decimale. Da? Notați-vă asta. Numere raționale se reprezintă în două variante. Numere raționale. Acolo, sub formă de fracții și sub formă de numere decimale. Sub formă de fracții și sub formă de numere decimale. Fiindcă mi-a rămas aici, oare pot surprinde pe Q ca un număr întreg? Când fracția M pe N devine întreg? Devine număr întreg. Ia să văd dacă vă dați seama. Deci când o fracție devine număr întreg? Când? Când nu e 0. Nu, n-are voie să fie 0 niciodată. Cât este nu? Cât să fie nu ca să devină număr întreg? 1. Deci pentru nu egal cu 1, nu egal cu 1, se întâmplă ca M supra 1, fiindcă M din Z, M supra 1 se facă M. Deci, pentru N egal cu 1, mulțimea Q, deci rezultă că Q atunci este exact cât Z. Da? Q este egal cu Z. Vrem să spunem următorul lucru, că Q este o submulțime, că Z este o submulțime a lui Q. Așa, dar aici eu pot continua de luna și să spunem că noi, practic, am construit o mulțime mai mare din nevoia practică, mulțimea numerelor raționale, care o prinde pe Z. O cuprinde. Pentru că atunci fracția, când are numitorul 1, că M și N, unde i-am spus că sunt? M și N sunt numele din Z, da? Ei, dacă N e egal cu 1, avem fracția fracția ce devine numărul întreg. Acum, există și niște fracții care au infinitate de decimale. Deci, care nu se termină niciodată. Ia să vedem. 1 împărțit la 3, cât ar face? Deci, 1 pe 3, fracția 1 pe 3, este egal cu 0,... Adică, hai să facem 1 împărțit la 3. Noi ne închipuim că avem 0 după 3. 1 în 3 merge de 0 ori. 3. Și 3 în 10? De 3. De 3 ori. 3 ori 3, 9. 10. 1, 10. Iar 0,39. Iar 3, 3. Și dacă aș continua să vezi treaba, că continui până când îmbătrânesc și tot nu termin. Deci punem așa 3, 3 până când o posibil. Și acest lucru se scrie ca fiind 0,3 da? 3 în perioadă. Deci, iată că avem și numere sub formă așa, sub o infinitate decimale, numite numere periodice simple. Da?
numere, numere zecimale, zecimale, periodice, simple. Când sunt simple? Când începe zecimala imediat după... Deci când zecimala începe, nu când zecimala, când grupul de cifre care se repet, încep exact după virgulă. Și mixte sunt când avem, spre exemplu, 0,13 în perioadă. Asta. Deci există și numere de tip următor. 0, virgulă. Nu neapărat cu 0, poți fi și 3, orice. 5, virgulă. 27, 3 în perioadă. Există, nu? Și numărul acesta care provin tot două fracții. Stai pe un scăuner. Da? Bun. Deci 5,27,3 în perioadă. Ei, bun. Ăsta provin de o fracție. Și vă amintiți cum se transformă acesta în perioadă, fracție? Găsim fracția de la care provine? Facem așa. 5 întregi. 5 întregi. Și? Supra 273. Nu, la numărător e 273. Da. Deci scrim tot grupul. 273. Supra 900. Nu. Din care scădem perioada. Minus 27. Supra atâția dar din 9. 900. Cât are perioada, un sigur 9. Și urmă de atâția 0 ori, cât are partea neperiodică. Deci 5 în 3, 273 minus 27. Și cât face Miruna? 5 în 3. 7 din 13. 6. 2 din 6, 4, 246 supra 900. Și egal cu? Putem simplifica acolo prin cât? Printr-un 2 fracția asta. Și face 5 în 3 și 123. Și pe 450. 450. Ia să vedem dacă se mai poate simplifica prin ceva. Eu cred că da, printr-un 3. Că 1 și cu 2 fac 3 și cu 3, 6. 4 și cu 5, 9. Da? Merge printr-un 3. Mai simplificăm. Și va fi egal cu 5 în 3 și... 41. Cât? 41. 2, 41. Supra? Că 3 în 12 din 4, că e în 3 odată, da? 3 în 4 odată. 3 în 15 de 5 ori. 0. Deci, 5 în 3 și 41 pe 150. Ce putem face acum? 150. Mai se simplifică? Nu. Nu. Că 41 e număr prim. Ne avem niciun divizor care clar, e număr prim. Numai dacă 150 se împarte la 41. Nu se împarte. 150 ori 5, 41. Și face, introducem întregul fracție și face cât? 150 ori 5. 5 ori 0, 5 ori 5, 25, 5 ori 1, 5. Fac 750, 750 plus 41 supra 150. Și face 191 supra 150. 700, da. 700, foarte bine. 791 supra 150. Supra 150. Miruna, dacă împărțim pe 791 la 150, știi tu cât de dă? 5, 5,27 perioade. În mod sigur ne dă 5,27,3. Adică 5,27 și foarte mulți de ale 3. Da? Nesfârșit. Deci eu ce am făcut? Am plecat la numărul 10 mal și m-am dus la fracția de la care s-a pornit. Fracția care, dacă fac împărțire, ajunge aici. Deci noi avem posibilități clare de a ne duce de la fracție la numărul zecimal și de la numărul zecimal la fracție. Da? Deci putem reprezenta dintr-o parte în cealaltă. Și acum, Mihaela, după ce am vorbit de lucrurile acestea, hai te rog să vii cu câteva greșițe ca să punctăm. Operația? Da. Deci hai să zicem operații cu numere raționale. Hai să intitulăm așa, da? Da. Operații. Cu numere raționale.
operații cu numere raționale. 12 la 34, exercițiu 16 la 38. Roșu asta să rămâne încă și că e la cameră să... Nu, mă mult așa, dar... Uitați, uscate acolo, domn profesor, că umede nu-s bune. Nu-s bune, da, uscate. Așa. Mai și trebuie încât putem. Vine ca altă culoare dacă... Domn profesor? Da. Cine? Părintele, intră și tu. Asiste și tu la lecție. Nu, nu. Eu vreau să pun capse la... Acelea? Capse. E bine să pun capsele aici? Bun, bun. Da? Da, da. Da? Excelent. Că am pus câteva și mi-am dat seama că le pun... Bine, le bine. Da, da, mai da. Rău, da, da. Bine, da. De la 38. De la 38. Spune așa. 2000 supra 34. Minus paranteză rotundă. 1 supra 34. Da. Plus 2 supra 34. Da. Plus 3 supra 34. Plus, și așa mai departe, plus 50 supra 34. Așa. Egal. Egal cu cine, da? Da. Să aflăm cât este egal. Anca, te rog să mă conduci. Avem același numitor. Avem șanse, nu? Mare. Avem același numitor. Dacă ar fi fost numitori diferiți. Trebuia să-i amplificăm sau simplificăm până... Până avem același numitor. Deci ar trebui să aducem fracțiile la fracții echivalente, să avem același numitor. Da? Aici avem baftă și egal cu... Te rog, vorbește. 2000 supra 34. Da. Minus. Minus o singură linie, nu? O singură fracție. Punem numitorul comun, 34, iar sus punem exact semnele de acolo. 1 plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus 50. Haide, mă vorbește. Aveam 2000 supra 34. Da. Minus... Cât face 1 plus 2 plus 3 până la 50? Putem aici vedem că avem același numitor. Da, păi pus. Și atunci avem, mai întâi avem termenii care sunt 50. Nu? Asta vreau să spun și ea, să o lăsăm un pic. Adică să-ți ferme și ea ideea, Anca. Avem 50 de termeni. Da. Și cum? Și cum se face suma? Ei, adunăm plus... Deci, primul plus ultimul, da. Oricât sunt ei, știm suma aceea, nu? Da, 51... Poate numele de suma lui Gauss. Micuțul Gauss, am spus eu povestioarea aceea, când a fost pus în situația să adune numerele și învățătoarea avea din făcut, din plătit, de făcut un plovă și i-a spus copiii, astăzi adunați toate numerele la 1 până la 1000, până la 100. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 100. Și copiii s-au început să lucreze. 1 plus 2 fac 3, și cu 3, 6, și cu 4, și cu cât? 6 și cu 4, 10, 15, și mai departe. Și ea avea timp în ziua aceea să-și facă provări. Să-și facă provări. Și nici n-a apucat să scoată din plasă, să spunem, Ghemuș cu Andrei Lei, că micuțul Gaul se duce și spune, eu am terminat. Era cu tăblițe atunci. Eu am terminat. Pățătoarea s-a insultat urât la ea, la el, așa, și a zis, bă, cum se termine? Eu am de făcut lucrare. Și ce făcuse Gauss? El a sesizat că 1 și cu 100 fac 101. 2 cu 99, 99, el din față, fac tot 100. 1, da?
3 cu 98, tot 101. Și o zicea, mă, câte grupe de așa sunt de 101, frate? Jumătate, că zice, câte două le-am grupat. 50 de grupe. Și atunci eu zic, este egal cu 50, de-am 101 și fac, cât face? 5.050. La 5 ori 1, 5 ori 0, 0, 5.050. Vă dați seama că să atun până la 5.050, te costă ceva timp. Exact cât un plovăr. Și atunci, el face așa să șmecherie. Și de aceea e poartă numele de suma lui Gauss. El fiind un mare, devenind mai târziu, un mare, mare matematician. Recunoscut. Așadar, și noi aici am dat pe primul plus ultimul, unul și cu 50, după tehnica lui. Face 51, da? Va face 1 plus 50 încă. Tot oricât sunt ei, ori jumătate din ei. Jumătate din ei. Adică ori 25. Nu? Ori 25. Dar 25 înseamnă, zicem, 50 supra 2. Că face 25. Deci vine 51 ori 25. Și cât este minunat? 51 ori 25. 700? 725. 51 ori 25? Așa spune el. 1275, domn profesor. 1275. Hai să vedem, hai să facem împreună. Nu-i bun calculatorul. Nu. Deci zicem așa. 51 ori 25. A, dar hai să mă ajustu acum. Să nu greșim. 5 ori 1. 5 ori 1. 5 ori 5. 5 ori 5. 5 ori 5. 25. 2 ori 1, 2. Unde îl punem? 2 ori 1, 2. Acolo îl punem? Nu. Și celălalt 5. Da. Dar de ce sunt celălalt 5? Pentru că... Deci, noi mulțim acum cu cifra 10, exact sub cifra cu care mulțim punem. Da? Mai întâi am mulțit cu cifra unităților. Sub asta am început construcția. Acum cu cifra 10, zicem 2 ori 1, 2, 2 ori 5, 10. Și de fapt asta e cu cifra 10, iată, putem pune 0 acela. Este esențial. Când eram ca tine, și am învățat treaba asta, învățătoarele spunea, atenție multe, când construiți, construiți începând la cifra aceea, la stânga. Și eu nu precepeam de ce, dar am luat-o de bună. Abia când mai târziu, când mi-a pus problema de ce, am înțeles că ăsta e motivul. Când construi cu cifra sutelor, dacă ar fi, apoi de acolo mai, la stânga, da? Deci este esențial acest lucru, dragilor. Și acum, colegi de-ai mei care nu făceau chestia asta, greșeau tot timpul la mulțire. Și atunci, ei nu înțelegeau de ce acolo se pune, da? Nici eu n-am înțeles foarte bine, dar am respectat învățătoarea. Dacă nu și-am eu spus, nici ea n-ar avea puterea să-mi spună. Dacă insistați, spune, măi copii, hai să ne chipuie că ar fi 20. Păi, 0 acela îl pune și după 2 ori 1, 2, 2 ori 2, da? Bine, 5, 7, 2, 1. 1275. 1275. Și am terminat, e greșit eu? Nu, e bine? Nu, acea sumă ați făcut-o. Da, abia am făcut suma. Deci am greșit aici, nu? Ce trebuia să spun Mihai Rante? Trebuia să spun 2000 supra 34. Da. 2000 supra 34, ca să fie corect. Minus 1275 supra 34. Având din nou același, având același numitor, ne descurcăm foarte repede. Și face cât? 725 supra 34. 725, eu scriu exact cum spui tu. Da, da, supra 34 e corect. 34. Ia să vedem, este ireductibil fracția asta? Da. Aici, ce divizor aș avea? Ceva cu 2. Cealaltă cu 5. Și nu au vreun divizor comun. Neavând niciun divizor comun, înseamnă că fracția nu mai poate fi simplificată, deci rămâne așa și spunem ireductibilă. Ireductibilă. 17 la pagina 38. 17 la pagina? 38. 38. 39. Da. Arătați că 1 supra 2 ori 3. Deci 17 de la
39. Arătați că 1 supra 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Este egal cu 1 supra 2 minus 1 supra 3. 1 supra 2 minus 1 supra 3. Și calculați 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4. Plus. Deși calculați. Deci, după ce să facem asta, după ce arătăm, deci, da. Arătăm chestia asta, ne spune. Calculați. Să calculăm. 1 supra 2 ori 3, 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4. 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus. Și așa mai departe. Supra 4 ori 5, da. Mă spun pe asta. Plus și mai departe. Plus 1 supra 45 ori 46. Asta trebuie să calculăm. Ori 46. 45 ori 46. Egal cu cine? Semn de întrebare. Să calculăm. Să găsim un răspuns. Eu zic că autorul a fost drăguț tare, drăguț cu noi. Anca, ce spui? A fost drăguț? Da. Nu-ți dai seama dacă a fost drăguț. Fiindcă ne spune aici, zice, după ce faceți asta, o fi bine, o fi rău, 1 supra 2 ori 3 este egal cu 1 pe 2 minus 1 pe 3? Să vedem cum. Cum ne dăm seama dacă e bine aici? Amplificăm la fracție cu 3. Puncim aici în dreapta, da? Da. Deci, fracția asta o amplificăm cu cât? Cu 3. Și fracția asta o amplificăm cu 2. Și acum, când amplificăm o fracție, s-o trânșim echivalență, mulțim și numărătorul și numitorul. 3 supra 2 ori 3, 6. Minus 2 pe 6. Și iată ce fericiți suntem acum, ca o același numitor. Și faceți 3 minus 2 supra 6 și este egal cu 1 pe 6. Vezi? E adevărat. Adică 1 supra 2 ori 3. E adevărat că 1 supra 2 ori 3 este egal cu 1 pe 6. Că dacă 2 ori 3 mulțim aici, face 1 pe 6. Dar de cine a fi dat el chestia asta la început? Nu putură să ne lase așa? Că următoarea va da 1 pe 3 minus 1 pe 4, va da 1 pe 12. Deci, dacă preluăm exemplul de aici, înseamnă că 1 supra 3 ori 4, ia să vedem dacă așa este. 1 supra 3 ori 4, după ideea autorului, atunci punem cu emoții aici. Că nu știm că va fi așa. E 1 pe 3 minus 1 pe 4. Pare să fie 1 pe 3, să vedem, minus 1 pe 4. După model. După modelul acela, cum ne-a pregătit. Este adevărat la el. Da. Să calculăm. Anca, te rog să mă ajuți. Ce facem aici ca să... Deci pe asta cu 4 și pe cealaltă cu 3. Deci, pur și simplu, asta o amplificăm cu 4 și pe asta cu 3. Ca să fie 3 ori 4 și 3 ori 4. Și atunci vine 4 supra 3 ori 4. Da? Minus 3 supra 3 ori 4. Facem 1 supra 12. Este adevărat? Că 3 ori 4, 12. Bine! Anca, acum ce-ți vine în minte? Că dacă putem să aducem... Deci în loc de 1 pe 2 ori 3, cât să pot să spun acum? Ca sigur, ca muncit. 1 pe 6. Deci pot să spun că este 1 pe 6 e drept, dar nu mă încântă. Mm. 1 pe 2. Hai să facem după model. După model, în loc de 1 supra 2 ori 3, cât am zis că putem scrie? 1 pe 2 minus 1 pe 3, mami. Noi am demonstrat că e așa, că e 1, că e egal. Nu degeaba am muncit acolo. A, plus 1 pe 3. Păi putem face 2 ori 3, 6. Da, și 1 3 ori 4, 12, 4, 5, 20. Deci 1 pe 3 minus 1 pe 3 plus 1 pe 3 minus 1 pe 4. Deci vom pune ce aici, Anca? Tu, Miruna, ce vom pune în loc de 1 supra 2 ori 3? 1 pe 2. Egal la asta. Adică 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da? E prima... Le-am desfăcut așa. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da. Anca, mai departe. Plus, în loc de cealaltă, 1 supra 3 ori 4?
Deci plus 1 pe 3, minus 1 pe 4. Apoi, loc de următoarea, 1 supra 4 ori 5. 1 supra 4 plus 1 supra 4 plus 1 pe 4. Deci echipajul următor, e vorba de asta, 1 pe 4. Da. Deci asta a fost cât a copii, hai să vedem. 1 supra 2 ori 3. Nu? Aici a fost 1 supra 3 ori 4. Și acum suntem la echipajul 1 supra 4 ori 5 și după legea aceea am cât atât? 1 supra 4 plus 1 supra 5. Păi important. Deci 1 pe 4, deci este 1 pe 4, minus 1 pe 5. Da? Următorul care ar fi? 1 pe 5 plus 1 pe 5, minus 1 pe 6. Plus 1 pe 5, minus 1 pe 6. Plus 1 pe 5, minus 1, lasă să vedem în lumea. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. Minus... Ultimul care ar fi? Plus 1 pe 45, minus 1 pe 46. Deci vine 1 pe 45, minus 1 pe 46. Știți voi cine este în fața lui 1 pe 45? Ăsta e ultimul, ultimul de aici. Cine este? Da. Echipajul mă interesează. E 1 supra 44 ori 45, aproape. Da. 1 supra 44 ori 45, care se scrie... 1 supra 45. Deci aici este 1 supra 44 ori 45, care se scrie după cât am muncit noi. 1 pe 44 minus 1 pe 45. Te rog, Anca, ce observi tu în toată scrierea asta? Că putem simplifica... Se reduce. Reduce, da? Da. Simplificăm numărător numitor și când e plus minus, se reduc. Că plus 1 pe 3 minus 1 pe 3 fac 0. Se reduc. Nu-i mai apoi. 1 pe 4. Minus 1 pe 4 plus 1 pe 4. Vorbiți așa. Iar am scăpat. Minus 1 pe 5 plus 1 pe 5. Sigur că da, că voi puteți vorbi, că sunteți încă la clasa 6, 7 am trecut acum, da? Numele de 3 am vorbit. Apoi. Sigur, minus 1 pe 6 cu plus 1. Cu cine ar veni mai departe, dar nu-i scris? Da. 1 pe 44. Așa, care este aici în față, 1 pe 44 cu minus 6, da? Minus 1 pe 45 plus 1 pe 45. Corect. Din păcate, rămâne 1 pe 2 trist. Iată, la început, e trist că nu am cu cine. Cine. Și cine rămâne? 46. A rămas ăsta cu plus, rămâne ăsta cu minus de la sfârșit. Da? Deci va fi egal cu cine? 1 pe 2. Plus 1 pe 46. Plus 1 pe... Plus 1? Minus. Deci plus cu minus. Nu. Atâta tot. Este minus 1 pe 46. Da? Deci plus 1 pe 2. Minus. Iată, tentația de a spune mecanic plus cu minus, nu știu ce, dar nu avem niciun rost aici. Nu ai nicio mulțire. Da. Deci 1 pe 2 minus 1 pe 46. Și cât fac? Amplificăm 1 pe 2 cu 23. Deci amplificăm asta cu 23. 23 minus 1 pe 46. 23 supra 46 minus 1 pe 46. Au aceeași numitor și tu mi-ai spus să grăbim un pic rulet. 23 minus 1 supra 46 și face 22 supra 46. Simplificăm cu 2 și să avem 11 pe 23. 11 pe 23 este răspunsul final. Da? Suma aceea. Copii, aș vrea să mai insistăm un pic. Suma asta mi s-a părut interesantă. Anca, te rog să spui unde anume ți s-a părut ție. Când am făcut după regulă că 1... Supra 1 ori, supra 2 ori 3 se scrie. Fi scris și ca 1 pe 2 minus... 1 pe 3. Apoi, fiecare în parte, 1 supra 3 ori 4 la rândul scris... ca 1 pe 3 minus 1 pe 4. Autorul meu a spus că a fost drăguț. De ce să zici? A fost drăguț sau nu? A fost drăguț.
Pentru că ne-a ajutat să... Enorm de mult. Dacă autorul nu ne dădea asta, nu crezi că am fi fost într-o încurcătură foarte mare? Da. Da. El șurpe singură. Da. Mergem continuu. Deci dacă autorul nu ne-ar fi dat, nu ne-ar fi dat treaba asta, ar fi însemnat că noi trebuia să fim inventivi. Asta este fantastic. Noi trebuia să fim inventivi. Pentru că, vezi, Doanca, 1 supra 2 ori 3 ori iau din nou suma. Și să ne închipuim că autorul nu este drăguț cu noi. 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4. Reluăm toată împreună suma asta. 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5. Plus și mai departe 1 supra 45 ori 46. În fața acestui exercițiu, dacă cumva, Miruna, ne apucăm, zice, 1 supra 6, egal cu 1 pe 6, plus 1 pe 12, plus 1 supra 20, și așa mai departe. Dacă ne apucăm așa, Miruna, avem vreo șansă să facem exercițiul ăsta? Păi dă fiecare numitor diferit, să avem numitorul comun, a fost imposibil. Și autorul vine în sprijinul nostru și face acest lucru. Spectaculos. De fapt, el vede că 3 minus 2 face 1. De fapt, el spune așa, mai, hai să vă ajut eu un pic. Și în loc de 1 ăsta de aici, în loc de 1 ăsta, scrieți 3 minus 2. 3 minus 2. Totul supra 2 ori 3. Plus. Iarăși în loc de 1 următor. În loc de 1 următor să scriem 4 minus 3 supra 3 ori 4. Plus. Apoi în loc de 1 următor iar să scriu 5 minus 4 supra 4 ori 5. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus. Să zicem ultimul, care ar fi 40 și... Oprește-o, te rog. Ultimul ar fi cât? 45, 46, minus 45, supra 46, sau 45 ori 46. Deci, insist. Pe 1 de acolo, îl vede ca 3 minus 2. Pe 1 următor, 4 minus 3. 5 minus 4. Și așa mai departe, 46 minus 45. Fetelor, acum e momentul foarte frumos. Noi putem distribui 2 ori 3 și la 3 și la 2. Da? Fiindcă e numitorul comun și lui 3 și lui 2. De unde a provenit chestia asta? De a fracțiile 3 supra 3 supra 3 ori 2 ori 3. Da? Da? 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus 4 supra 3 ori 4. 4 supra 3 ori 4 minus cât era? Minus 5. Nu minus 5. Unde, deci, unde suntem? Minus 3 supra 3 ori 4. Nu suntem acolo. Nu ești atentă. Deci 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3 și am terminat. Ne-am dus la următoarea. Plus. 4 supra 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4. Minus 3 supra 3 ori 4. Am cam mai departe. Plus. Plus. La care echipaj? La care fracție se întâmplă? 5 supra 4 ori 5. 5 supra 4 ori 5. Minus 4 supra 4 ori 5. 5. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. În sfârșit, ultima. Iar mai zici și tu? Te rog. 46 supra 45 ori 46. 45 ori 46. Minus 45 supra 45 ori 46. 45 ori 46. Și acum, facem simplificările la fracția asta. Iată, 3 cu 3, 2 cu 2, 4 cu 4,
3 cu 3, 5 cu 5, 4 cu 4, 46 cu 46, 45 cu 45 și ce rămâne acum, da? 1 pe 2. 1 pe 2, că am împărțit aici, a rămas 1, nu poți spui 0. Deci 1 pe 2, 1 supra 2, minus am cam. 1 pe 3. Da. Plus? 1 pe 3. 1 pe 3, minus? 1 pe 4. Da. Plus? 1 pe 4. Minus 1 pe 5. Și așa mai departe, plus puncte, puncte. Miruna, te rog, ultima? Minus... Nu, minus pe plus. Pe ultima, ultima echipaj, adică, de asta ești. 1 pe... 1 pe 45. Da. Minus, minus 1 pe... 46. 46. Și egal cu... Iată... Da, minus 3, minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3, 1 pe 3, minus 1 pe 4, 1 pe 4, minus 1 pe 5, 1 pe 5, 1 pe 5, trebuie să urmeze. 1 pe 2, trist, stă la început. Și ăsta se reduce cu cineva din față, că au rămas ăsta cu plus, rămâne celălalt cu minus. Da? Și face 1 pe 2. 1 pe 2, minus 1 pe 46. Și ne-am dus la rezultatul pe care l-am făcut deja. 11 pe 23. Face 11 pe 23. Ce ați sesizat voi? De ce am reluat exercițiul dintr-o altă perspectivă? De parcă autorul nu ne-ar fi dat informația aceea. Deci eu am venit acum un pic mai dur în rezolvare, dar destul de elegant. Cu ce variantă am venit? Deci am venit cu varianta aceea în care sesizăm că unul ăsta de aici este scris ca 3 minus 2. Asta a fost chestiunea de finețe. Miruna. Vreau să scrie 1. Domnul profesor a scris 3 minus 2. 3 minus 2. Sau în loc de 1 dincolo, 4 minus 3. Corect. Dar în loc de 1, 5 minus 4. Și aici v-am surprins.